ce mai doamna Moraru aici? Ce muncă e asta? Sunt în lunch break. Bine ați venit la vlog! Doamne, prânzul ăsta este atât de nutritiv. Am mâncat gume cu vișine și gume cu exotic flavor. Trebuie să-ți fac listă. Trebuie să iei așa. 2 ardei roșii. De care lunguieți? Nu, de aia păi grași. 2 ardei grași. Carne tocată. Ce mai trebuie să mai luăm? Habar n-am, nu știu ce vei să faci. Asta îmi trebuie mie. Vreau să fac ardei umpluți. Ce zici de asta? Auziți, doamne. Vreau să fac 3 ardei umpluți. Am luat ieri 3 ardei și știi că unul a fost stofulcit, a fost vai de capul lui. Nu știu, l-am ales și nu... Da. Și doi ca să fie unul de rezervă. Și, adică vrei să spui că astăzi ne arăți cum faci tu ardei? Da. Wow. Cum fac ardei de dietă chiar. Deci asta este pentru tine, iubirea mea. Vezi că ți-am pus 3 produse. Sunt curioasă cu câte vei veni. Ia pas acolo. Fai, domne! Ce vorbești, domne? Nu sună și pe ceas acum? Urmează să gătească Doru, pentru că știți că eu așa gătesc. Nu, Delia, pe bune o să facă ardei umplut. Un lucru interesant pe care l-am cumpărat ieri este eridichea neagră. Nu știu dacă merge cu ardei umpluți și cu smântână, dar e ok. Mai o facem să meargă. Și ceva deosebit pe care Delia l-a ochit imediat cum am intrat în Osman. Ca asta aveți Oristan. Un nume foarte original. De obicei luam de ăștia din Tesco, care erau polonezi. Ăștia nu știu ce nații au, dar arată foarte bine. Chiar mi-e poftă de ei. Sunt din aia în saramură. Da. Mie îmi plac mult ăștia. Știi cu ce îmi plac mie ăștia mult? Cu cartofi prăjiți din aia făcuți în casă, așa. Și cum am făcut noi atunci pe live. Și cu cârnați din aia. Știi că cârnații aia groși de la România, aia genul ăla polonez, pe care îi tai așa felii, îi trag într-o undă de ulei și cu cartofi prăjiți și cu de-aștia. M-am îngrășat numai că am zis asta. Vorbește-ne despre laptele de la... Țâța bobului. Țâța bobului de ovăz. Că ieri am spus că mergem să luăm, dar am uitat. Este singurul care îmi place. Nu are gustul ăla de ovăz, ăla pătrunzător așa, e doar foarte cremos, este gros și merge foarte bine în frofăr, se frofăiește foarte bine și devine spumă. Da, intră? Intră exact 3 ardei aici. Okay. Numai că îmi trebuie unul mărimea asta, așa chiar și mai mare un pic. Încerc să aduc așa. Pentru că ăștia doi sunt ok, dar pe ăsta nu risc să-l facă, nu știu, o fi acrit. A fost doar lovit aici. Nu e că se acrește în zona aia și acrește toată mâncarea, am mai pățit eu odată așa. Țipaia seară la mine, deci am scos asta din priză. Păi uite de ce, că acum ne arată cât am consumat de când l-am băgat în priză. Dar seara, uite, 1,27 energie, căldură ăsta, gaz și 1,54 curent electric. Scoate, domnule, totul din priză, domnule, că s-au scumpit toate astea. Până acum experiența cu ceasul e destul de interesantă. Putem să ne uităm ca niște narcisiști mici la noi așa la vlog. Să văd, domnule, cum am arătat în ultimul vlog. Dacă tot merge YouTube, poți să pui și cursuri de alea de la cima, de ale tale, dacă vrei. Hai, cam puțin o treabă. Sunt multe lucruri în cartea asta. Și ați văzut, deja Delia a început să deseneze prin ea. Credeam că e greu cu Tudorii, cu Stuarții. Păi stai să mergeți mai în față, să vedeți că trebuie să știți cu The Rolling Stones, cu The Beatles, cu nu știu ce poeți. Devine așa confuzant, că te treci de la o perioadă la alta și când faci testele alea de probă, e nebunie totală. Să te întrebe odată din ce se întâmpla la 1300 și odată să te întrebe despre Parlament și despre structura lui după 1960 și ceva. E brrr. Mai avem puțin, o facem și pe asta. Am constatat un lucru, că îmi trebuie căști, că îmi trebuie AirPods din alea ca să mă conectez cu ceasul, să simt cu adevărat experiența lui. Așa că dacă Delia se așteaptă ca eu să mă întorc de la Morrisons cu extra de mâncare, de data asta o să mă întorc doar cu mai puțin bani în portofel, cum se spune, pentru că mă duc să-mi iau AirPods. M-am uitat aseară și n-am știut ce să-mi iau între AirPods 3 și AirPods Pro. Sunt pus pe încercat, vreau să văd dacă experiența asta cu ceasul cu adevărat mi se potrivește sau nu. Într-un fel sau altul mie îmi lipsește ceasul meu, ceasul clasic. Cumva ăsta simt că mă distrage, în sensul că tot felul de notificări, tot felul de social media, adică dacă am lăsat telefonul în mașină, ăsta în continuare îmi răspunde că e celular, nu are nevoie de telefon lângă el, nu știu cum se zice, mă rog. Astăzi nu avem o vreme prea prietenoasă, doar 12 grădulețe. Da, nu prea contează, în cele din urmă noi facem ziua frumoasă, nu vreme. I need some AirPods. There we go, Series 3, and that will be 169 then, please. Nici de astea n-am avut niciodată, apropo. E pentru prima oară când încerc.
Căști, vedem cum sunt curios, eu, din nou, eu sunt foarte curios cât de repede le voi pierde. Până una alta mi-am adus aminte că ultima oară când am fost la Costco, Delia a spus așa, ia uite bă ce fraier suntem, am fost la Costco și am uitat să luăm la alele. Și atunci mă gândesc să mergem la Costco, luăm la alele, după care mergem la Morrison și cumpărăm de astea de ale casei. La prețul unui buchet din Marks & Spencer am luat două buchete imense. Să știți că nu fac excepție. Nu prea înțeleg rostul florilor. Când eram mai tânăr, nu obișnuiam să cumpăr absolut deloc flori. Mi se păreau așa o chestie inutilă. Dar cu timpul am învățat că un buchet de flori aduce adesea o bucurie imensă. Ce înseamnă, domnule, timpul? Când trece, când se așterne peste noi. Și abia acum încep cumpărăturile. Am găsit ardei, am luat doi galbeni și unul verde și conform listei trebuie să mai au carne tocată, vită și porc și mărar. Aula, am trecut de mărar. Nu pot să cred așa ceva, nu găsesc mărar. Data trecută când m-a trimis după carne tocată am ajuns în raftul ăsta aici și am găsit amestecul ăla. Acum nici măcar amestecul nu cred că mai e. Am găsit doar pe ăsta, care e ceva de curcan. Nu e ce ne trebuie. Hai să vedem, poate găsim individual. Porc am găsit și cred că e bună asta. Mă uit să văd dacă găsesc și vită. A, uitați, domnule, că am găsit și vită. A venit cucu meu! Ce ai făcut puiul? Iar ai luat de salată. A, știi că am zis, când am, ce am zis când am fost la Morrison's? Mai ții minte ce ai zis în mașină? Că mi-am uitat la lelele. Da. Și ai luat două. Unde le pun eu pe toate astea, puiul? A, puiul, credeam că două, trei se iau. Nu, asta e, că vă recomand chiar astăzi lalele de la Costco. Lasă, domnule, recomandările și vânzările. Uite ce buchet vine, de obicei două luam din Tesco sau din Morrison, pentru că astea sunt foarte multe, dar nu e nimic, le găsesc eu. Niciodată nu sunt prea multe lalele. Ah, ia uite, deci ce avem aici? Un ardeiaș foarte bun. Asta e tot ce am găsit mai bun. Dar roșii n-ai găsit? Aveau roșii alt fel. Nu e nimic, facem în trei culori. Trei culori cunosc pe lume. Ai luat mărar? N-are. Aoleu, ce ai mai luat, domne? Ia uite, domne, ce și-a luat căști acum. Domne, dar tu nu te mai saturi să cheltuiești bani fără nevastă ta? Nu te mai saturi? Domne, n-ai văzut așa ceva. Am zis dacă încerc să simt experiența cap-coadă, nu? Păi sunt related cu da. Ceasul? Ia uitați, domne. Mamă, arată bine. Noi n-am avut niciodată căști nu, de la am, apă. Nu, eu am din astea wireless, dar fără, nu-s de la apă. Așa? Aură, ce weird e. Mama, ai auzi? Mama, ai auzi? Foarte bine. Deci e weird? Treaba e că noi n-am avut niciodată de asta și chiar le spuneam mai devreme. Și am zis, hai domnule, să încercăm, să vedem. Am tot cumpărat ciurucuri din astea de pe Amazon de 20-25 de lire. Le tot schimbăm odată la 6-7 luni. Și știi ce mi-am zis tura asta, nu? Cum a învățat pe mine Delia? Go for the top! Go for the top, da. De am și go for the top, după cum vedeți. Aici. Și eu la fel, iubirea mea, ce ne mai place să ne lăudăm singuri. Da, fii atent, trebuie să facem așa. Ai promis că ne arăți ce faci aici. Ce deci fac? Să nu te pună naiba mai târziu, să te aud că nu mai am chef, am obosit, îmi comand. Domnule, tu te apuci și faci astea. Noi astăzi gătim treaba asta, o punem acolo, scoatem frumos și degustăm chiar. Calme tua, dragă, calme tua, că fac pe gospodina, nu te abii pancienta. Da, da, să dăm și noi bine pe YouTube. Ca să dăm bine pe YouTube, păi la aia și fac ce, nici nu-mi e foame sau ceva, Doamne ferește. Tu știi că englezii fac meatballs la cuptor? Da, la modul da, da, da. Vreau da, să da, încercăm da. Și noi, să vedem cum să și două, dacă fac. Usturoi. Mult. Mă lăsăm prin părul. Ia uitați, domnule, cum a venit Crăciunul la mine în această Aba, cafea. Osană. La dumneavoastră tot Crăciunul. Tot Crăciun. Asta ia porcul, toate alea bune. Am tăiat și porcul și vita. Am pus aici carnea. Am spălat ardeii. Arată foarte bine pe interior. Deci va intra destul de multă carne. Ceapă, sare, piper, pastă de tomate poloneză. Și avem aici mărar și foaie de dafi, care merge la sfârșit, bineînțeles. Asta dezbăteam cu Doru acum, se pune ou, nu se pune ou, voi ce ziceți? Ideea e că am citit niște rețete și eu de obicei pun ou. Nu contează ce ziceți, că noi nu o să punem, că n-avem în casă și eu nu ies. Da, și astăzi n-avem ou și am văzut că e opțional oricum ou. Și așa m-a bătut toată lumea la cap când am făcut sarmale cu ou, că se întărește carnea, că se întâmplă, că... Vă dați seama, mi-e poftă, nu mă mai uit, că e tare, că e moale. Da, trecând mai departe, bineînțeles, vom pune în această carne condimente,
sper cu precădere. Și așa cum am spus, i-am zis lui Doru să ia două caserole mici de carne, nu? Da. El a luat două caserole mie medii. Astea erau cele mai mici. Da? Da. Zic, mă, știi, pe alea pătrate, alea mici de tot? Nu, nu. La alea mă refeream, dar nu mă supăr. Pentru că, așa cum am zis, vom face și chiftele, dacă rămâne carne, și sigur rămâne la cum mă uit eu aici în ardei ăștia. Puțină sare. Și acum ar fi să scap, știi? N-ar fi prima oară. Puțin mărar. Și cam asta e. Ne apucăm acum și facem, uite așa. Dacă avea ou, era mai ciudată textura, dar așa e foarte uscată și cred eu că o să stea foarte bine împreună, nu o să am probleme. Tu ai zis că să pun usturoi. Da. Tu vorbești așa din poziția unui om care parcă ar mânca astăzi, nu? Astăzi nu, dar mâine poate mânca, mai ales după ce se trage bine de tot usturoiul în chiftea. Da? A? Hai că facem cu usturoi. Bă, da, arată bine rău, mă. Carnea asta? Da. Nu știu cum arată, mi-au paralizat mâine, nu mai pot. Că sunt foarte, e foarte rece. Da, știi că se mănâncă și crudă asta. Ai încercat vreodată? Nu, n-am încercat și nici nu mă... It's not very appealing. Ție, pe tine te atrage să... Nu. Eu știu că se mănâncă crudă beef tartar, nu? Trebuie să fie în primul rând beef. Asta e combinată cu porc, unul la mână. Și doi la mână trebuie să aibă condimentele pe care le folosesc francezii. Știu eu pe cineva care s-a dus la un restaurant pe Champs-Élysées. A comandat beef tartar. I-a adus beef tartar și s-a uitat așa în farfurie și a zis nu este gătită, ce se întâmplă? Și oamenii au explicat, siderați, știți, a comandat beef tartar. Este un specimen de găteală aici la noi în Franța și se mănâncă așa cum o vedeți. Și atunci i-a spus bucătarului, vă rog frumos să gătiți această carne, faceți o chiftea, burjoană, burger, faceți ce vreți, a dat-o înapoi și vă dați seama, și mai imaginez bucătarul ăla, știi? Franțuz, cu stele Michelin, el activ, plângând efectiv în fața grătarului că și-a pus beef tartarul pe grătar. Așa și tu cu carnea asta, eu n-aș încerca-o, dar niciodată nu știi cum e treaba, pentru că și cu scoicile spuneam la fel. Da? În schimb cu melci, zi tu. Nu, cu melci nu. Am plâns un pic amândoi aici, dar ne revenim, nu-i problema. Mai punem puțină sare. Ceapa asta, șalota asta, e nebunie totală, domnule. M-am gândit să pun și niște cibă. Și acum înglobăm și asta în carne. Am o veste proastă pentru tine, a mai rămas o ceapă. Da, am zis că e prea mult. Prea mult pentru mine, vreau să zic, în sensul că deja nu mai puteam. Bă, știi care e treaba? Când o mănânci, parcă nu e așa iute, dar când o tai, da. Nu știu, parcă ceva se întâmplă. E foarte gustoasă, în schimb, jur că vine, pe cât am plâns, pe atât am venit să-mi bag dinții în ea. Ceapa asta este perfectă dacă o tai așa cu bulețe și o faci cu ulei, un pic de sare și cu la o fasole. Bă, Taci, domne, din gură cu fasolea ta. Nu vorbi de fasole când eu încerc să mănânc mai carne aici. Uite, nici orez n-am pus. De obicei se pune orez în... Se pune și puțin orez în ardei umpluți. Dar am zis... Bă, da, chiar că am luat multă carne acum, văd și eu că mă gândesc cât o să intre aici. O să intre doi pumni în fiecare... Exact. Adică nici doi pumni. Care doi pumni? Nu contează, o gătești pe toată. O fac pe toată. Dar dacă o faci la cuptor e mai bine, pentru că nu să mai aibă ulei, nu? Da, vreau să le fac exact în stilul ăla englezesc, în care ei pun la cuptor. Am văzut aseară. Unele le fac și cu brânză, bagă o bucățică de brânză înăuntru. Ca brânză, nu telemea sau feta sau, ci brânză din asta, ce dar de-al lor. Dar nu, o să mergem așa, pe ideea de meatballs. Stai o secundă. Ce s-a întâmplat? Îmi place foarte mult broșa ta. Da, domnule, băi, nu sunt eu această gospodină fancy. Mi-aduce aminte de șalalalalalalala. Mi se pare foarte dubios. Ce? Cred că trebuie să pui un pic cu vârf, știi, că asta se mai și strânge. Da, păi eu... Dar le mai pui și capac? Da, îi lasă fiarbă ușor, la foc foarte mic, timp de, cred că o să fiarbă, cred că mai bine de 2 ore, pentru că îi fac un oală asta mică, că nu fac decât 3. Doru este fanul ardeiului umpluți doar din momentul în care doar e mâine. Făcut. Mă rog, în sensul să mănânci odată și gata, după aia și-a făcut pofta, s-a săturat. De aceea... Doi pentru tine și unul pentru mine. Da, exact. Uite ăsta, umplu acum pentru tine, cel mai mic. Uitați, domne, ce frumoși sunt ei, domne. Cine a zis că trebuie să gătești pentru 5 săptămâni când faci ardei umpluți? Faci 3, îți faci pofta și ai terminat. Uite câtă carne a mai rămas. Mai umpleam 3. Cred că facem 3 chiftele facem de aici sau 4, nu? Eu vreau să fac de alea rotunde. Eu nu știu la ce chiftele te gândești, eu ți-arăt imediat. Fii atent aici. Da. Ăștia sunt ardei noștri. Uite ce frumoși. Așa, foarte frumoși, da. Chiftelele imediat.
Cât usturoi ai curățat? Două pățâni. Oh, păi așa te-am lasă-mă, atât, domne, în pace, că iar mi-e rău de atâta usturoi. Cum te-am învățat eu, domnule, de la avocado? Nu. Ai văzut când am făcut guacamole? Nu, de... ăla n-a era fost... salată de usturoi cu avocado. Da, ăla a fost crimă grozitoare. A fost... trebuie mai mult, da, hai să zicem lasă așa. Lasă așa doar de gust. Eu totuși aș vrea să mănânc cu tine, n-aș vrea să mănânc singur. Nu, dar știi care e faza? O băgăm în cuptor și o să vezi, o să fie cu niște... sos de roșii la sfârșit cu niște parmigiano, sunt niște chestii. Bine, asta nu vin de la engleză, asta le-am văzut la italieni, genul de chifteluțe italienești. Da, pentru că fac această struțocămilă, nu știu ce vreau să fac aici, dar trebuie să fac ceva cu carnea asta, nici nu vreau să o bag în congelator, că am observat eu că acolo rămâne. Știi cum ar fi acum să o iei, să o ridici și zdrang! Așa, cum făceai cu... Asta nu cu face. Cu... Nu, asta nu face ca atunci. Faci perișoare, doamnă Mororu. Domne, da? Așa am văzut eu că se fac. Ia, domne, cum? Italian meatballs. Așa mari? Da. Le pui așa, în cuptor. Și după aia, spre sfârșit, le adaugi pastă de tomato, parmigiano deasupra. Și ies o delicatețe. Și, într-adevăr, usturoiul nu strică, din contră, e binevenit. E un fel de, domne, dacă vrei să compari cu ceva la noi... Avem noi chifteluțe marinate, nu-i așa? Numai că nouă ne place să punem și cartofi. Și mie îmi plac mult chifteluțele marinate. Dar de data aceasta mergem doar pe proteină doar. Cam asta se întâmplă când vrei să fii și doamnă de carieră și gospodină. Am avut training cu asistenta mea, cu colega mea cea nouă și pur și simplu atât de in the training am fost încât am uitat de chifteluțe în cuptor. Ardei încă fierb aici, e tot ok, ăștia nu s-au sfeclit, însă se pare că chifteluțele sunt puțin carbonizate, domne, dar nimic, eu cred că le putem mânca și așa. Sunt un pic crocante, să zicem. Dacă nu se pot mânca, așteptăm după Ardei. C'est la vie!